Aici greșești. Și e o chestie pe care cumva voi trebuie să vă asumați din perspectiva antreprenorului. Voi trebuie să știți cât de departe puteți să mergeți. Rolul meu în toată povestea asta este să vă văd să faceți marketing fără frică, să aveți sânge în instalație, să faceți chestii, pentru că alea vă vor duce mai departe. Eu am făcut pasul ăsta în care mi s-o rupt cât încasează alții după 4 luni de zile de activitate. Am deschis în august, în ianuarie era să dau faliment cum mi-a plecat asociatul și în februarie eu vineam site-ul scump. Le vineam scump și eu am fost foarte clar, eu vreau să lucrez cu genul de om care își permite să-mi dea banii ăștia și prefer să lucrez pentru ăla și să fac tot ce îmi stă în putință și să-i dau cel mai bun produs posibil. Chit că asta înseamnă să nu reușesc să găsesc 5 ca el, să găsesc doar unul și să mor de foame. Și mi-am asumat treaba asta. Dar în momentul în care l-am găsit pe ăla unul, eu am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac orice antreprenor. Am ieșit în piață și am vorbit despre chestia asta. Și am zis, bă, voi vă faceți site-uri de 50 de euro, păi de-aia arată ca un... Uite-te cât costă unul de 2000 de euro. Ia, faceți voi comparația vizuală. Ce faceți?